Gingivita se manifestă prin înroșirea, inflamarea și sângerarea gingiilor. Gingiile au o culoare roșu aprins. De asemenea, întâlnim respirația urât-mirositoare, retracția gingivală, uneori cu sensibilitate dentară. Poate apărea și la persoanele tinere, există și forme de gingivită și chiar și parodontită juvenilă, de multe ori chiar forme agresive. De cele mai multe ori o diagnosticăm în cabinet, de aceea este important ca la primele semne să ne prezentăm la medicul stomatolog. În cabine vom examina gingiile și dinții, astfel vom putea vedea semnele și vom putea pune un diagnostic, în urma căruia vom recomanda și un tratament pentru a nu agrava situația, pentru ca situația să nu se agraveze. În primul rând, se realizează igienizarea profesională în cabinet pentru îndepărtarea completă a tartului și a plăcii bacteriene. De asemenea, trebuie înlocuite restaurările dentare incorrect adaptate, fie că vorbim de plombe, fie că vorbim de coroane sau punți dentare. Și, bineînțeles, o rutină adecvată de igienă orală pe care trebuie să o aibă pacientul acasă. Putem preveni prin controlele regulate la medicul stomatolog, odată la 6 luni. De altfel, igienizarea profesională în cabinet de tartrajul este recomandat la fiecare 6-12 luni. Și important, din nou, o igienă riguroasă pe care pacienții trebuie să o aibă acasă, respectiv periajul de 2 ori pe zi, dimineața și seara, împreună cu folosirea obligatoriu o dată pe zi a metodelor adjuvante, ață dentară, duș bucal, apă de gură.